dumneavoastră, aș dori să încep această prezentare prin a mulțumi. Mulțumesc domnului profesor Dumitru Anghe pentru invitația de a-i prezenta cartea ca o rotunjire a unui cerc. După ce, la prima mea lansare de carte din 2010, la începuturile mele literare, dumnealui a avut amabilitatea să mă onoreze comentând alături de domnul profesor Constantin Gherghiloiu, căruia de asemenea îi mulțumesc, volumele mele de început, Evantaiul albastru și lungă. Vă mulțumesc dumneavoastră că mă îngăduiți și că mă ascultați. Și acum să vedem despre ce este vorba în acest nou volum al domnului profesor. Volumul Note de lector, recenzie și critică literară de întâmpinare, semnat de profesorul, scriitorul și criticul literar și muzical, Dumitru Anghel, editura Lucas, Brăila 2016, cu o copertă expresivă realizată de tânăra Irina Anghel, este noua contribuție notabilă pe care autorul o aduce literaturii române, după ce în anul 2014, un volum de aceeași factură de critică literară, intitulat O Samă de Scriitori, prezenta cu generozitate în fața cititorilor, spre cunoaștere, numele unor scriitori și creațiile lor literare, aducându-i în atenția revistelor de specialitate. Scriitorul și criticul literar Dumitru Anghel, membru USR, filiala Sud-Est, este autorul mai multor volume de gen. Portrete în Acvaport Forte 2004, Cetățeni de onoare ai Brăilei și Brăila Muzicală 2005, Portrete cu variațiuni pe contrapunct și Jurământul Euterpei 2006, Portrete în clar obscur 2007, Reverențe critice 2008, Recensa Rediviva 2010, Critică literară și muzicală 2012, O Samă de Scriitori 2014 și în colaborare cu doamna Adelina Pop, Anamorfozele lui Narcis 2016. Volume care exprimă observația fină a autorului cu referire la creațiile celor care au fost cupriși în cronicile și avancronicile sale muzicale de teatru, film și mai ales recenziile de carte. Dacă ar fi să ne referim la critica literară de întâmpinare, așa cum singur își intitulează autorul analizele pertinente pe care le face, este vizibilă dragostea și îngăduința pe care autorul o arată pentru cel ce a scris.